Un profesor urmează încă o deplasare europeană. Cum sunteți înainte de meciul cu Malaga și ce vă propuneți pentru această confruntare? Da, este penultimul joc din această grupă europeană. E clar că ne dorim, în primul rând, că participăm în această realizare deosebită și ne dorim să avem o evoluție bună. Trebuie să recunoaștem că în această grupă europeană n-am avut evoluții foarte bune. E clar că și calitatea adversarului a fost una superioară. Dar trebuie să jucăm, să ne bucurăm că participăm la această competiție și să facem un joc bun pentru a ne consolida și perfecționa relațiile de joc după acest joc din campionat și cu Știința, care am câștigat, să continuăm pe acest drum, să avem un moral bun pentru ceea ce urmează. Cum putem să facem un rezultat mai bun ca în partida tură, așa cum spuneam, sau detașat într-un final și au câștigat categoric la Târgu Jiu? Da, le știm jocul, sunt o echipă cu inimă, să spunem așa, o echipă care joacă foarte mult pe relațiile 1-1, cu apărare avansată, ceea ce pe noi ne împiedică să ne facem jocul nostru. E clar că va trebui să fim atenți, să construim cu atenție, pentru că diferențele Târgu Jiu s-au pe greșelile individuale, de prindere și pasare și, bineînțeles, pe relațiile lor de joc de 1-1, care le fac foarte, foarte bine. Și atunci va trebui să fim foarte atenți pe aceste lucruri și să corectăm greșelile care le-am făcut în meciul tur și să facem un meci cât mai bun și să ne bucurăm de această competiție. Probleme medicale aveți? Ceva probleme de răceli, gripe, dar sperăm ca să trecem peste ele și să fim prezenți pentru acest joc.